extraordinară de consiliu, de consiliu, de majoritatea consiliilor și de majoritatea consiliilor. Ordinea de zi cu amenzi este o atât în mapă de să spun la următoarea mea. Cine este conține? Potrivă? Dau cuvântul doamnei secretar pentru a supune la vot procesul verbal al ședinței de procedură. Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri, vă supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt. Prezintă domnul consilier Ionel Cristian Ghețu. Articolul 1. Se aprobă repartizarea comunității administrative teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt, conform anexei care face parte din datorii prezent acolo. Cine este pentru articolul 1? Abține? Împotriva articolul 2? Prezent la hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Tehnice și Servicii, Invitatul Aparatului de Specialitate al Dosarului, al Ministrației Județenii al Dosarului, pentru aducerea la întâlnire, președintelui Consiliului de Teanbol și este susținut prefectului Dățului. Cine este pentru întreg proiectul de hotărâre? Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Sfântului Loc pe anul 2019 și estimări pentru anul 2020-2020. Prezintă domnul consilier Ionel Cristian Ghețu. Domnule președinte, dacă permite. Având în vedere că discutim acestui proiect de buget, membrii Partidului Național Liberal din Consiliul Județean, consideră că este un buget mai mic decât în anii trecuți, este un buget al subdezvoltării. Anunțăm că vom vota împotriva bugetului. Mulțumesc. Da. Puteați doar să ridic acum. Prezintă domnul Cristian. Articolul 1. Se aprobă bugetul local al județului Olt de secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, conform anexelor numărul 1, 1 A, 1 B. Cine este pentru articolul 1? Abține? Împotrivă? Articolul 2. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial cu venituri proprii, de secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2019, destinat pe anul 2020-2022, conform anexelor numărul 2, 2 A, 2 B. Cine este pentru articolul 2? Abține? Împotrivă articolul 3? Se aprobă bugetul local al județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anul 2020. Cine este pentru articolul 3? Abține? Împotrivă? La ce e contra înfrângerea? Articolul 4? Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform anexei numărul 4. Cine este pentru articolul 4? Abțineri? Împotrivă articolul 5? Se aprobă bugetul general consolidat al județului Olt pe anul 2019, conform anexei numărul 5. Cine este pentru articolul 5? Abțineri? Împotrivă articolul 6? Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, prevăzut în anexa numărul 6, listă de alte cheltuieli de investiții de valoare pe categorii de bunuri, prevăzute în anexele 6A1, 6A15, fișele obiectivelor de investiții prevăzute în anexele 6B1, 6B35. Cine este pentru articolul 6? Abține? Împotrivă? Articolul 7? Se aprobă numărul maxim de costuri finanțate din bugetul județului Olt pentru personalul de clinic angajat al unităților de cult pe anul 2019 și estimări pe anul 2020-2022 conform anexei
Cine este pentru articolul 7? Abțineri? Împotriva articolul 8? Se aprobă lista lucrărilor de administrare, întreținere, reparații cu reuze și investiții pe drumurile publice în anul 2019, conform anexei numărul 8. Cine este pentru articolul 8? Abțineri? Împotriva articolul 9? Se aprobă lista obiectivelor de investiții și alte cheltuieli de investiții departate pe categoriile 1 de anul 2019, conform anexei numărul 9. Cine este pentru articolul 9? Abțineri? Împotriva articolului 10. În anul 2019, plata cotizațiilor anuale ce depun în calitatea Consiliului Județean pentru Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, contribuția la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Muntenia, cotizația la Asociația Secretarilor de Județe din România, Asociația Secretarilor de Consiliilor din România, Asociația de Comunităților și Zonele de Dispoziție și Dragului România, Asociația Arhitecților Șefi de Județe din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olteco și Oltul, cotizația la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraș și plata cotizației de județean a membrului în adunarea generală, în adunarea regiunilor europene, inclusiv plata eventualelor comisioane bancare în vedere efectuării transferurilor voluntare aferente, cotizația la Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică în România, cotizația la grupul local prietenii de stărilor polteni, se efectuează în planul stabilit de acestea, de la capitolul 51.02 Autorităților Publice și Acțiuni Externe, paragraful 51.02.01.03 Autorități Executive, titlul 2, Bunuri și servicii, articolul 20.30, alte cheltuieli, aniatul 20.30.30, alte cheltuieli, bunuri și servicii. Cine este pentru articolul 10? Abține? Împotrivă? Articolul 11? Anexele numărul 1, la o partajă, prezentă din prezentă hotelului. Cine este pentru articolul 11? Abține? Împotriva articolul 12. Prezenta hotărârii se comunică direcții economice, buget, finanțe, serviciului buget, dispozite și tase, serviciului financiar, contabilitate și dar la fara de specialitate în Consiliul Județean Olt, administrație județenea finanțelor publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, președintele în Consiliul Județean Olt și instituției prefectului județul Olt. Cine este pentru întregul proiect de hotărâre? Abțineți? Împotriva? Vă mulțumesc pentru 3 proiecte de hotărâri cu privire la aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018. Prezintă domnul consilier Ionel Cristian Ghebu. Articolul 1. Se aprobă utilizarea sumei de 21.009.000 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 pentru finanțarea cheltuielor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019. Cine este pentru articolul 1? Abține? Împotriva articolul 2? Prezenta hotărâre se comunică direcției economice, bugetul finanțe, serviciului buget, impozite și tase, centralul anuală de specialitate al Consiliului Județean Olt, administrația județenia finanțelor publice Olt, trezoreriei municipiului Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, președintele Consiliului Județean Olt și instituției prefectului județul Olt. Cine este pentru întregul proiect de hotărâre? Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc pentru 4 proiecte de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al TCO-ului Drume Stat prin aport în numerat al UAT județul lor. Prezintă domnul consilier Nicolae Vitan. Articolul 1 alineat 1. Se aprobă majorarea capitalului social al TCO-ului Drume Stat cu suma de 2 milioane lei, sumă ce va fi dată din bugetul local al județului lor pe anul 2019, reprezentând aportul numerar al UAT județul lor în calitate de acționare unică, alineat 1. Suma aprobată la alineatul 1 va fi utilizată pentru achiziția de utilaje și mijloace de transport specifice necesare desfășurării activității. Alineatul 3, TCO Drum va prezenta la finalizarea procedurii achiziție documentele justificative. Alineatul 4, urmarea modificărilor prevăzute la alineatul 1, capitalul social suscris va fi în valoare de 2.499.710 lei, constituit un aport numerar și divizat în 244.971 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei.
toate părțile sociale aparțin în integritate acționarii luni cu atent județul lor. Cine este pentru articolul 1? Abține? Împotrivă? Articolul 2. Se mandatează reprezentanții cu atent județul prin Consiliul Județean Nord în adunarea generală a acționarilor la SCO-ul Brumesa să voteze majorarea capitalului social și să semneze potrivit prerogativelor statuate de legislația în vigoare și în baza prevederilor contractului de mandat pe care îl au. Cine este pentru articolul 2? Abține? Împotrivă? Articolul 3. Se împuternicește domnul Stancu Luigi Constantin, președinte al Consiliului de Administrație al SCO-ul Brumesa, să îndeplinească procedurile legale referitoare la hotărârea modificărilor subvenite în registrul comerțului de pe lângă tribunalului Olt. Cine este pentru articolul 3? Abțineri? Împotrivă? Articolul 4. Prezenta hotărâre comun cu obiecție economică, buget finanță, viitorul aparatului de specialitate al Consiliului de Teamor, sectorul Brumesa, pentru aducerea în definire președintele Consiliului de Teamor și instituții prefectului județului. Cine este pentru întregul proiect de hotărâre? Abțineri? Împotrivă, vă mulțumesc. Ultimul punct pe ordinea de zi, propune din cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, grupul PNL propune formarea unui comisii în care să fie reprezentați toate grupurile parlamentare din partidelor din Consiliul Județean, în vederea înființării unei secții de radioterapie la Spitalul Județean Slatina, având în vedere următoarele considerente. Un echipament de radioterapie are o valoare estimată de aproximativ 10 milioane lei. Modalitățile de finanțare, fonduri europene, parteneriat public-privat, asociere a Consiliului Județean cu alte instituții. La ora actuală în România există un aparat de radioterapie la 1 milion de locuitori. În Uniunea Europeană există un aparat la 100.000 de locuitori. În zona Olteniei există doar 2 aparate de radioterapie, care sunt la Craiova, unul în mediul privat, altul la Spitalul de Județean de Urgență Craiova, nefuncțional din lipsă de piese. Cerem acordul înființării acestei comisii pentru a studia oportunitatea înființării acestei secții și vă rog să supuneți la vot această propunere a noastră, domnule președinte. Domnul consilier, prevăzut în regulament, dacă nu supunem noi la vot, lucruri care s-ar putea să nu le prevadă regulamentul. Înființarea secției se face printr-o modificare de organigramă cu avizul Ministerului Sănătății. Nu putem noi hotărâ aici. Ceea ce privește aparatul de terapie, da. Dacă e așa ieftin, cum spune dumneavoastră, poate să-l cumpere consiliul de terapie. O să studiem problema, da? Vă mulțumesc frumos. Altcineva dacă nu. Dacă nu, vă mulțumesc pentru participare.